A fost replica funcționare de la DSP când a fost întrebată de ce a făcut acest lucru, a spus din milă. Deci eu n-am înțeles de cine i-a fost milă și cine i-a indus această milă față de cine. Am putea bănui că este vorba de corupție aici, în afară de milă? Cu siguranță. Cu siguranță este principala bănuială. Dar dânsul a operat efectiv? Adică ce făcea domnul acesta în sala de operație? Eu vreau să văd documentele, să văd dacă efectiv a intrat în sala de operație, dar există mărturii că a făcut-o. Poate a văzut filme pe YouTube sau cum? Mi-este greu să înțeleg, poate că e un talent nativ. Doamne ferește! Sunt precizat.